participăm împreună la acest eveniment care este plin de energie și care ne dă un spirit nou pentru vara care o să urmeze. Acum un an aproape am aruncat o vorbă doamnei Grădescu spunând de ce nu faceți o expoziție? De multă expoziție. Și asta a fost luată foarte în serios. În așa fel încât, peste câteva luni, m-a telefonat și a spus ce faci, mă, eu nu mai să avem ce am lucrat, pentru că nu mai am luat în atelier. Și am mers și pentru mine a fost o experiență extraordinară, pentru că am avut o ocazie rară, zic, să mă apropii de un om de o calitate extraordinară și cu niște resurse creatoare care au fost de mult confirmate. Doamna Grădescu are întotdeauna aceeași gărire și este întotdeauna pusă pe șotii, gata să mai scormonească puțin înăuntrul eului său creator și să-l provoace pe cei care vin să intre în contact cu prietenii domniei. Nu că voie să spun foarte multe despre cariera artistică a Romei Grădescu, care cu aceeași disponibilitate plină de prospețime s-a apucat la începutul anului 90 să facă video și care își folosește prezența atât în de video, în fotografie, cât și în instalații. Și am să vă invit, dacă doriți să aflați mai multe, să consultați catalogul care a fost realizat cu ocazia expoziției retrospective organizată de Alexandra Balaci. A fost și editorul catalogului care se află aici. Și am să vă invit să aflați și o altă fațetă a personalității sale, aceea de scriitor. Prin amabilitatea Fundației Secolul 21, avem aici două dintre ultimele sale cărți, pe care, dacă doriți, le puteți achiziționa de la domnitara care este acolo în spate, de la vă mulțumesc încă o dată și cred, sper că împărtășiți aceeași bucurie ca și mine în această seară. Și nu știu dacă domnul Grădescu dorește să ne răspunde câteva minute. Vreau să-i mulțumesc mult pentru această ocazie.